Sunt declarații acum în Parlament, Ludovic Orban, îl ascultăm și noi chiar acum. La dispoziția președintelui PNL pentru a fi depusă în momentul în care consideră că este necesară această depunere. Nu mi-am depus demisia la Camera Deputaților, pentru că dacă astăzi mi-aș fi dat demisia din funcția de președinte al Camerei Deputaților la Camera Deputaților, cel mai probabil, în situația politică în care ne găsim, președinte al Camerei Deputaților ar fi putut ajunge un PSD-ist. Și nu vreau să fac niciun cadou PSD. Demisia mea nu este la dispoziția domnului Câțu pe o perioadă nelimitată. În cazul în care, într-un termen de maximum 15 zile, ea nu va fi depusă la Camera Deputaților, la finalul acestei perioade îmi voi depune eu personal demisia. Am anunțat această decizie. Este o decizie irevocabilă pe care o voi pune în practică. Lăsând la o parte argumentele pe care le-am folosit, există un motiv foarte puternic care mă determină să fac acest gest. Dacă cineva își imaginează că poate să-mi închidă gura după ceea ce s-a întâmplat sâmbătă și duminică, înseamnă că nu mă cunoaște. Sâmbătă și duminică am asistat la cele mai grave încălcări ale normelor democratice care au fost săvârșite vreodată în vreun partid politic în ultimii 31 de ani. După o campanie în care racolarea în echipa câștigătoare s-a făcut mai mult cu arcan, după o campanie în care au fost dați afară din funcții publice de liberali din echipa lui Câțu, zeci de susținători ai partidului, ai mei din Partidul Național Liberal, după o campanie care a fost caracterizată prin presiuni, prin amenințări, prin utilizarea puterii de stat în intimidarea membrilor Partidului Național Liberal, după o campanie în care au fost utilizate promisiuni de bani publici către reprezentanții Partidului Național Liberal din administrația locală, după o campanie în care președintele Partidului Național Liberal a fost atacat mai mărșav decât a fost vreodată atacat de PSD. Totul a culminat cu un așa zis congres în care a fost încălcat în mod flagrant și grav un drept fundamental într-o democrație. Libertatea de a alege. Dreptul de a alege liber. Mecanismele de control și de presiune utilizate parcă sunt desprinse din apanajul regimurilor totalitare. Să vezi miniștri, primari, președinți sau vicepreședinți de consilii județene, liderul grupului de la Senat sau alți parlamentari, cum împiedică exercitarea liberă a dreptului de vot, cum controlează modul în care votează delegați, este fără precedent în democrație. Planificatorii acestei lovituri de partid, care au orchestrat cea mai puternică lovitură împotriva democrației și uneltele lor jalnice, din afara și din interiorul partidului, și-au bătut joc de istoria glorioasă a Partidului Național Liberal și-au transformat Partidul Național Liberal în ceva ce n-a fost niciodată
în istoria sa, coborându-l la cele mai joase cote de popularitate și distrugând aproape imaginea publică a Partidului Național Liberal. Multă lume se întreabă ce voi face. Vreau să transmit un mesaj simplu și clar. Rămân același om. Nu pot fi înfrânt. Și dacă nu mai sunt președinte al Partidului Național Liberal, voi continua lupta pentru lucrurile în care cred cu și mai multă energie, cu și mai multă vigoare și cu și mai multă hotărâre decât am făcut până acum. Democrația este fundamentală pentru evoluția societății românești. Despre ce democrație am mai fi putut vorbi dacă metodele folosite la Congresul Partidului Național Liberal ar fi fost folosite în scrutinuri de alegeri de către cei care au confiscat vremelnic pârghile de putere în Partidul Național Liberal. Și întrebarea pe care mi-o pun este următoarea. Dacă au făcut-o ca să pună mâna pe putere în mod nelegitim în Partidul Național Liberal, nu cumva o vor face și în ansamblu societății românești, împiedicând exercitarea liberă a votului de către cetățenii români? Nu cumva ei sunt un pericol pentru democrația românească? Dacă au fost în stare să-și umilească colegi alături de care au fost în campanii, dacă au fost în stare să-și amenințe prieteni, camarazi, dacă au fost în stare să-i forțeze pe oameni pe care îi cunosc și alături de care au stat ani de zile să voteze împotriva propriei lor conștiințe. Nu sunt înfrânt. Sunt pe câmpul de luptă și voi continua să lupt pentru libertate, pentru democrație, pentru visul frumos pe care l-am despre România. Rămân același om care își iubește țara, care iubește liberalismul, care respectă și acționează în conformitate cu tradiția și cu uriașele realizări ale înaintașilor noștri din Partidul Național Liberal și, de asemenea, toată acțiunea mea ulterioară a acestui congres va fi pentru a susține toate proiectele de dezvoltare ale României, pentru a susține toate valorile și principiile în care cred cu tărie. Vă mulțumesc! Din moment ce are demisia la dispoziție, el mai face referire la plecarea președintelui Camerei. E o bazaconie. Florin Câțu nu înțelege un lucru. Chiar dacă a ajuns cum a ajuns, eu în locul lui, mie mi-ar fi, dacă aș fi în locul lui, mie mi-ar fi rușină să ajung președinte al Partidului Național Liberal așa cum a ajuns el. Florin Câțu nu înțelege un lucru, că nu va mai fi prim-ministru. Sau, dacă va rămâne prim-ministru, va rămâne numai din mila PSD. Iar să rămâi prim-ministru din mila PSD înseamnă să-ți bagi joc de toți simpatizanții Partidului Național Liberal, care din ce în ce mai puțin cred în Florin Câțu și se întreabă oare ce s-a întâmplat cu Partidul Național Liberal de a putut să mizeze pe un om care practic a devenit pentru un număr uriaș de cetățeni, o persoană non grata. În ceea ce mă privește pe mine, eu nu voi vota o moțiune de cenzură împotriva guvernului.
de restul parlamentarilor să-l întrebați pe președintele Partidului Național Liberal. Ați zis mai devreme că nu vreți să oferiți funcția de președinte al Camerei Deputaților ca două unii peste viți. Și mai devreme ați zis totodată că dorim că tu va rămâne premier cu mila PSD eventual. Vă gândiți că în această ecuație funcția de președinte al Camerei... Dacă cineva vrea să facă cadou funcția de președinte al Camerei PSD, acela nu sunt eu. Poate fi o monedă de schimb această funcție pentru negocierile cu PSD? Nu mă interesează. Ați vorbit despre planificatorii, domnule președinte, ați vorbit despre planificatorii unei lovituri de partid. Cine sunt acești planificatori? Toți cei care au gândit aceste mecanisme absolut diabolice, diabolice de a silui voința reală a oamenilor și de a-și bate joc efectiv de ceea ce crede marea majoritate a românilor. Instrumentele de control utilizate, modul în care s-a derulat campania, seamănă mai mult cu, dacă vă aduceți aminte, cu comunizarea României orchestrată sub bagheta lui Vyshinsky, decât cu normele democratice care trebuie să funcționeze într-un partid democratic, cu atât mai puțin în Partidul Național Liberal, care a fost cel mai democratic partid. Vă gândiți să contestați în instanță rezultatul de la Congres? Mă vedeți pe mine ducându-mă în instanță? Mai explicați în care este părerea mai mult. Legat de serviciul de mai mulți care au participat la acest Congres, era un paradis. N-am nicio informație legată de acest lucru. Așa, dorim cu ceea ce în termenele de mai multe dezvoltări explicații la declarația. Mâine va avea loc prima ședință a comisiei, primul text după Congres și vă va cere explicații cu privire la declarația pe care ați făcut-o pe scenă, că din acel moment dumneavoastră personal nu mai aveți un parteneriat cu președintele Claus. V-am răspuns la această întrebare. Nu este Câțu în poziția să-mi ceară mie explicații. De altfel ați văzut cu ochii dumneavoastră cum la acest congres președintele României a încălcat Constituția. De ce ați semnat de 15 zile, domnule Orban? Pentru demisie. Pentru că trebuie să termină congresul USR Plus, pentru că trebuie derulate negocieri, pentru că dacă există mă rog, așa undeva în mintea lor, ideea de a reface coaliția, să le dau timp să se întâmple lucrul respectiv. Să negocieze inclusiv funcția pe care dumneavoastră o ocupați. Categoric. Deci eu v-am spus încă o dată, la cum arată astăzi structura Camerei Deputaților și la poziționările grupurilor parlamentare, dacă astăzi eu îmi dau demisia, miercuri cel mai probabil vor fi alegeri pentru președintele Camerei și cel mai probabil președintele Camerei va fi candidatul PSD. Ori eu nu pot să accept lucrul ăsta. Vă gândiți că în viitor, nu neapărat nu, să candidați din nou la șefia PNL? Să reveniți pe această funcție? Voi susține în continuare cu toată tăria valorile și principiile liberale. Voi susține în continuare toate valorile și principiile afirmate în moțiunea Forța Dreptei. Mă voi bate în continuare pentru punerea în practică a tuturor lucrurilor în care cred, a programului de guvernare, a proiectelor fundamentale de care are România pentru dezvoltare. În ce cadru politic voi face acest lucru? Urmează să-l clarifice zilele și săptămânile următoare. Ați estimat că va dura mandatul domnului Câțu? Să vă ceară dumneavoastră explicații. Astăzi când vorbim dumneavoastră, membru în text, nu-l recunoașteți pe Florin Câțu de președintele dumneavoastră de partid? Da. Cât estimați că va dura mandatul de președinte la PSD? Cât estimați? Foarte puțin. La anul? Nu, acum nu sunt... Nu sunt futurolog sau nu sunt Mafalda.
să vă zic, dar... Puneți întrebarea asta. Păi inclusiv între cei care l-au sprijinit pe Câțu, deja pun la cale cu cine să-l schimbe pe Câțu. Câțu nu înțelege ce partitură a jucat și că a fost un pion pe tabla de șah și nici de cum regina. Doamna Mihalache, ați văzut cu ochii dumneavoastră cine a spus limpede că îl sprijină pe Câțu? Președintele României. Că atunci când președintele României a spus, practic toate speculațiile care au fost pe toată perioada campaniei că președintele susține pe Florin Câțu, faptul că ei și-au construit întreaga campanie pe mesajul ăsta că e ordin de zi pe unitate de la președinție să iasă Câțu președinte, eu nu l-am crezut, pentru că eu n-am asistat la nicio discuție între președinte și lider din partid care, la care să le fi cerut Iohannis să-l sprijine pe Florin Câțu. E adevărat că am avut informații de la toți membrii care îmi povesteau cum fac campanie diferiți președinți. În schimb, toate lucrurile astea s-au clarificat prin prezența președintelui la Congres și prin mesajul care l-a adresat Congresului, care a fost un mesaj fără echivoc. Orice om a înțeles partizanatul președintelui pentru Florin Câțu. Există vreo cale prin care îl veți trage la răspundere pe președinte? Constituțional se poate suspenda președintele pentru încălcarea Constituției pe o astfel de speță. Acum, mie care port o răspundere foarte mare pentru alegerea lui Klaus Iohannis ca și președinte al României, să mă apuc acum să vorbesc de suspendarea și de demiterea președintelui, e un pic cam mult. Pe de altă parte, pot să spun că deja le-am cerut scuze la foarte mulți români care m-au abordat direct și mi-au bătut obrazul că i-am convins să voteze cu Iohannis și a trebuit să le cer scuze. A trebuit să-mi cer scuze față de mulți români care au crezut în mine și care, practic, până la urmă au votat cu Iohannis pentru că i-am convins eu, a trebuit să-mi cer scuze. Ați spus că s-a dat ordin pe unitate ca Florin. Nu, așa era folosită ca și temă de campanie. Este plecat acest ordin de la servicii? A mai fost întrebat cu privire la acest subiect. Sigur că serviciile nu lucrează la vedere. Serviciile au sisteme, au... Aici, în mod normal, Comisia de Control al SRI ar trebui să cerceteze acest subiect. Serios vă spun. Da. Deci s-a confirmat în ultimii 30 de ani că există intervenții ale serviciilor în zone în care serviciile nu ar trebui să fie prezente. În mass media, de exemplu. În justiție. În administrație. În partide politice. Acest lucru nu trebuie să existe. Și mă gândesc de multe ori dacă nu cumva CNSAS-ul n-ar trebui să se ocupe mai degrabă de colaboratorii serviciilor de astăzi, nu să se ocupe de colaboratorii securității. Ce veți face dacă noul de partid ar putea să vă pună sancționare dumneavoastră pentru că de continuat acest atac la presa în conducerea de dacă cumva va pune pe masă chiar problema discuției dumneavoastră din partid? Am mai dat răspunsul la această întrebare. Ar fi ultima nebunie pe care ar putea să o comită echipa necâștigătoare. Mulțumesc! Ludovic Orban a făcut acuzații foarte grave la adresa PNL, la adresa lui Florin Câțu, a făcut și niște
acuzații în legătură cu implicarea serviciilor în mai multe domenii, inclusiv în justiție, spunea dumnealui. La Congresul PNL au fost încălcate normele democratice, mai spunea Ludovic Orban, a fost încălcat dreptul de a alege liber. Nu am fost înfrânt, voi continua să lupt pentru libertate și liberalism, un alt mesaj transmis de Ludovic Orban în urmă cu puțin timp. Urmează să vedem dacă va exista și o replică, un răspuns din partea lui Florin Câțu la adresa acestor, în urma acestor acuzații foarte grave făcute de Ludovic Orban, care, vă reamintesc că astăzi și-a depus demisia din funcția de președinte al Camerei Deputaților. Există așadar o chestiune nelămurită. Să vedem ce se va întâmpla mai departe cu această funcție și ce se va întâmpla mai departe cu această demisie care a fost depusă la sediul PNL, așa cum vă spuneam ceva mai devreme. Ludovic Orban așadar cu acuzații și cu informații explozive astăzi. Începem săptămâna așadar în forță din punct de vedere politic.